Așa, acum fixăm camera pe stativ. Așa fac eu. Îmi pun stativul, după care îmi filetez camera. Ia să vedem, hai să o lăsăm așa. Da. Și trebuie să o fixez încât să îmi prindă tot toată fața. Bun, cam așa ceva. O să vreau să stau să vorbesc cu voi. Vă place ăla de acolo? Mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă vă place vouă, dar mie îmi place. Așa, nu mi-am mai pus lumina pentru că nu am chef. Mie lene. Ok. Deci nu o să facem prea multe. Asta fac eu când am timp, mă mai aranjez. Acum chiar nu m-am aranjat deloc. Cum mi-am făcut treaba, așa m-am și pus să filmez. Da! Hello! Mă bucur să vă văd. Am zis să mă pun repede să filmez un video așa, vorbind cu voi, pentru că aștept să mi se încarce, să mi se descarce toate videourile de pe SD card pe hardul extern. Și vreau să vorbesc cu voi despre my update training. Nu găsesc nici cum video-uri, deci am luat niște secvențe cum am fost la update training cu lucrul meu. Eu lucrez în domeniul de care, care nu știți, adică îngrijesc de oameni care au probleme cu dezabilități, copii cu dezabilități. Eu lucrez cu o fetiță, cu un copil. Dar odată la fiecare an trebuie să mergem pentru update training. Am fost curioasă să văd cum este. Eu am început cu compania aceasta de la bun început. Pentru început, înainte să încep cu ei, îți dă un curs de o săptămână unde înveți absolut tot ce îți trebuie pentru ca să știi ce trebuie să faci în domeniul acesta de care. E destul de fain cursul, nu pot să spun că e foarte intens, dar e ok, sunt foarte multe informații și foarte benefice. După un an de zile, ei îți oferă un alt curs, cam la fel ca primul, dar durează doar o zi. Eu, pentru că lucrez, trebuie să-mi iau o zi liberă înainte, pentru că lucrez de noapte. Și m-am dus acolo să dorm peste noapte, iar dimineața la ora 9 am început cursul. Nu am vrut să merg de dimineață pentru că dimineața este nebunie cu traficul și ar fi trebuit să mă scol foarte devreme pe la 5 ca să ajung la 9 acolo și egal. Așa că ei oferă cazare, ori de câte ori mergi la ei, unde este office-ul, îți oferă un loc unde să stai și nu e asta o problemă. Așa că am stat acolo, iar acolo m-am întâlnit cu câteva persoane care vreau să înceapă să lucreze pentru această companie și m-am mai întâlnit cu o persoană care a început să lucreze și nu a fost deloc mulțumită. Ea lucra live-in, eu lucrez live-out, adică ea lucra, stătea în casa clientului, iar eu stau afară din casa clientului, stau în casa în care stau cu familia mea, închiriată, și mă duc la client și vin acasă. Iar ea nu a fost mulțumită pentru că ajungea la să lucreze și 12 ore constant, ceea ce nu e ok deloc. Dar așa făcea persoana dinaintea ei și, logic, clientul aștepta și de aia să lucreze tot așa de mult. Și plus că erau bătrâni și își permiteau să o cheme chiar și foarte târziu. Deja că ea își termina programul, mergea să facă un duș și băteau la ușă și hai, ajută-mă să mă ridic din scaun sau chestii din astea. Egal. Dar, da... Ea a mers acolo ca să fie repartizată la un alt client, așa că acolo trebuia să meargă să se odihnească și de acolo mergea la următorul client. Multe chestii interesante. Până acum, în acest an de zile, pot să spun, singurul lucru care nu-mi place este că nu pot să spun că compania mi este 100% alături. De multe ori îi contactez prin e-mail sau îi sun sau, de exemplu, dacă a greșit și nu m-a plătit jumătate de oră sau o oră sau câteodată îmi tai o zi doar din greșeli, nu-și cer scuze, trebuie eu să-i contactez întotdeauna. Pentru mine este foarte greu, mai ales că lucrez noapte, mi este foarte greu să-i sun în timpul zilei și așa mai departe. Dar nu pot să spun, în fiecare lună am
au plătit constant în aceeași zi, adică la sfârșitul lunii fac plata. Cam asta nu îmi place. Iar, totodată, pentru că eu îngrijez o fetiță, este foarte greu să comunici cu părinții, adică eu personal cu ei, așa că foarte mult trebuie să comunice case managerul, managerul care este peste noi și care se ocupă de familie, dar se pare că nu își dă foarte mult interesul, ceea ce aduce frustrare între noi, colegele care lucrăm. Acest copilaj de care noi îngrijim necesită 24 din 24 supraveghere și da, sunt multe chestii ca oriunde altundeva, dar da, nu știu cât o să fac față. Eu mă gândesc să mai lucrez aici un an, doi maxim, pentru că vreau să am alte planuri. Și sperăm ca Coco să poată să înceapă și el lucru de la anul viitor. Ce să spun, la training a fost așa, la ora 9 am început, a fost foarte fain, am avut aceeași profesoară pentru training care am avut-o și la primul curs, acum un an de zile, și o persoană foarte faină, explică foarte bine și totodată ei au spus că o să provide lunch, că o să ne dea un micul dejun, mâncare la ora 12 și da, într-adevăr, eu mă așteptam la ceva mai fancy, nu știu de ce, suntem noi români așa, nu știu, dar mă gândeam măcar o pizza să comande sau ceva mai ok. Așa că ei ne-au întrebat ce vrem, fiecare mulți au vrut sandwich cu cheese, cu brânză, sau eu am vrut salată, dar a fost o salată așa un pic seacă, știți cum e, că nu prepar și doar cumperi din magazin, e nașpa. Dar da, am mâncat o salată cu chips, am luat niște imagini și chiar nu pot să le găsesc, nu știu, așa mi s-a mai întâmplat odată și nu știu de ce, dar nu pot să le găsesc niciunde, parcă au dispărut. Egal, acum vă povestesc. Oricum, casa în care am stat de data aceasta a fost mult mai nasoală, adică nu a fost curată. Da. Da. Așa, nu știu cine a sunat, egal. Casa a fost mult mai nașpa, nasoală, dar bine că n-a trebuit să stau acolo prea mult. Am făcut Insta Stories și nu știu câți dintre voi ați putut să vedeți acele Insta Stories și multe m-ați întrebat ce update training am făcut. Am încercat să vă explic acolo, dar nu știu cât ați înțeles voi. Da, dacă sunteți interesate să lucrați în domeniul acesta de care, scrieți-mi aici jos la video și o să vă sfătuiesc. Noi avem ceva de genul că dacă noi recomandăm persoane, iar persoana aceea începe să lucreze măcar pentru companie, măcar 3 luni de zile, eu aș avea ceva bani de câștigat din toată chestia asta. Dar totodată persoana aceea trebuie să muncească pentru companie măcar 3 luni de zile dacă... cred că dacă este leave out, da, dacă stă în afara casei, adică dacă nu stă la client în casă, trebuie să muncească 3 luni de zile și dacă stă în casă, cred că 6 luni, ca eu să pot beneficia de o sumă de bani, nu mare, mică, dar ok, nu m-am avântat deloc pe chestia asta pentru că este foarte greu să recomanzi o persoană care să chiar să înceapă acel job și să se țină de lucru. Totodată eu am avut colegi care au venit să încerce să lucreze de noapte așa cum lucrez eu. Am avut vreo 3 persoane. Una a renunțat să lucreze de noapte, a vrut doar ziua. Iar 2 dintre ele au adormit chiar în perioada trainingului, adică chiar atunci când au venit și am stat și eu cu ele în cameră, au adormit și a fost nasol. Dar da, trebuie să ai foarte multă ambiție să faci lucrul acesta, ceva să te motiveze și să fii sincer. Adică dacă poți să faci, să faci lucrul acesta, dacă nu, nu să încurci oamenii.
Și da, cursul în sine, nu știu cât de benefic mi-a fost, dar a fost fain că m-a plătit, cel puțin așa am observat pe când mi-a făcut plata, m-a plătit undeva minimul pe economie, 7,50 lire la oră, dar totuși sunt niște bani și e ok, decât să nu mă plătească deloc, măcar m-a plătit. Și da, a fost ok, odată la an cred că e foarte bine, plus cardul pe care îl am expiră odată la an, așa că acolo mi l-a refăcut și cam atâta, deci nu e mare lucru. Așa că ce să vă spun, eu sunt mulțumită deocamdată, mulțumesc lui Dumnezeu că am un job fain, nu e stresant. Și e ok, într-adevăr e obositor, dar este ok. Pentru o perioadă de timp, nu pentru o perioadă lungă de timp, să lucrezi noaptea, nu vă sfătuiesc deloc, pentru că ți se schimbă viața, ți se schimbă tot. Eu am observat de când am început, punctele negative sunt că faci foarte puțină mișcare, ziua dormi, noaptea stai. Atât că mai fac exerciții câteodată la muncă, dacă sunt obosită, mă pun și fac abdomene. Nu pot să fac foarte mult pentru că nu vreau să fac gălăgie și mi-e și rușine pentru că sunt supravegheată și eu prin camere, fetița are camere în cameră și părinții mă pot vedea și nu știu, nu-mi place. Iar doi ar fi că mi-au ieșit foarte multe coșuri destul de mari care sunt pe bază de la hormoni. Și pentru că nu mă odihnesc destul, nu reușesc să se refacă. Acum mai nou văd că încep să mi se vindece, dar majoritatea coșurilor mi-au ieșit aici, pe partea aceasta și aici între, de aici foarte puține, dar aici destul de mari. Asta e, ce poți să faci? Nu poți să le iei pe toate. Cam asta am vrut să vă spun despre acest curs pe care l-am făcut și să vă spun că sunt mulțumită. Și sper ca să pot să mai muncesc cel puțin un an, doi. Până data viitoare, sper să ne auzim numai de bine și aveți grijă de voi, aveți grijă de sufletele voastre, de viața voastră și da, ce să vă spun, dacă vreți și sunteți interesate să veniți în Anglia să munciți, acum cât se mai poate, scrieți în jos și eu cu mare, mare, mare drag o să intru în contact cu compania și o să vă, cum să spun, o să vă îndrum spre pașii care trebuie să-i faceți. V-am pupat și numai bine! Ciao!